avem un focar de toxinfecție alimentară la Cotul Băiei, în zona Fălticenelui, cu 7 cazuri, copii și adulți cu vârste cuprinse între 1,8 ani, deci un an și 8 luni și 40 de ani, care au ieșit seara trecută la un grătar cu mici pui și care prezintă astăzi forme medii și ușoare de toxinfecție alimentară. Au fost internați și consultați de către spitalul din Fălticeni, secția boli infecțioase, sub tratament. Am anunțat și ministerul și vă anunț și pe dumneavoastră de acest incident neplăcut întâmplat în județ. Deci nu este în alimentația publică, s-a întâmplat într-o familie unde au ieșit la un grătar. Probabil n-au ținut cont de modul de păstrare a produselor și se întâmplă și în mediul casnic accidente, dacă nu suntem atenți. De aceea rog populația că vine sezonul cald să aibă grijă cum păstrează alimentele, ce mănâncă și cum mănâncă.